Moscova pune condiții, livrarea gazelor va fi reluată doar când Occidentul va renunța la sancțiuni. Reuters scrie că prețurile gazelor europene au crescut astăzi cu până la 30% după ce Rusia a declarat că una dintre principalele conducte de aprovizionare cu gaze către Europa va rămâne închisă pe termen nelimitat. Ministrii energiei din spațiul comunitar se vor întruni pe 9 septembrie într-o reuniune extraordinară pentru a discuta situația. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a dat vina pe sancțiunile impuse de Uniunea Europeană, Marea Britanie și Canada pentru închiderea conductei Nord Stream 1, din motive pe care Moscova le numește tehnice. Problemele de pompare au apărut din cauza sancțiunilor impuse împotriva Rusiei și a unei serii de companii de către statele occidentale, inclusiv Germania și Marea Britanie. Nu există alte motive care să fi dus la problemele de pompare, a declarat Dmitri Peskov, citat de Interfax. Liderii europeni afirmă însă că nimic nu împiedică Gazprom să aprovizioneze continentul cu gaze și acuză Rusia că își transformă exporturile de energie în armă. Comisia Europeană propune plafonarea unei părți a prețurilor în gro la electricitate, adoptarea tarifelor reglementate pentru consumatorii cei mai vulnerabili și întărirea măsurilor stimulative pentru reducerea consumului, scrie AFP. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ieri că Germania, principala putere economică și cel mai mare consumator de gaze din Europa, se pregătește pentru o oprire totală a livrărilor de gaze și a venit cu pachete de ajutor pentru populație. Germania va aloca 65 de miliarde de euro pentru compensații oferite populației în legătură cu scumpirea bruscă a energiei electrice. Este cel de-al treilea pachet de ajutor aprobat de guvern. We are talking about 65 billion euros when you add everything together, and we are talking about 95 billion if you include the first two relief packages. That's a lot we are doing and it's necessary. Conducta Nord Stream 1, care trece pe sub Marea Baltică până în Germania, a furnizat în trecut aproximativ o treime din gazul exportat de Rusia în Europa, dar funcționa deja la 20% din capacitate înainte ca fluxurile să fie oprite săptămâna trecută pentru întreținere. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat recent că rezervele de gaze ale blocului comunitar au ajuns la o capacitate de stocare de 80%, un obiectiv atins înainte de termen. Invazia Rusiei în Ucraina în februarie a dus la o inflație la nivel mondial și a provocat avertismente cu privire la turbulențe sociale și economice, pe măsură ce lumea renunță la energie ieftină și lanțurile de aprovizionare globale flexibile.